Și la această ediție a Expoziției Naționale am participat cu rase din rața Smarald. Am făcut un experiment, ca să zic așa, și anume am venit cu niște păsări care, în mod normal, în alte expoziții ar fi fost depunctate sau descalificate. De ce? Pentru că trebuie să știe orice viitor de aceste rase sau orice viitor pasionat crescător de această rasă că este absolut natural și normal ca rațele smarald și în special femelele odată cu vârsta să albească. Deci femelele în primul an sunt negru cu acel luciu metalic verde smarald, după care odată cu înaintarea în vârstă ele se albesc, ajung precum această femelă. Pleacă de la 1-2 fulgi care apar răsleți pe corp, încep să se extindă petele albe pe corp ca la această femelă și ulterior devine aproape albe cum este aceasta. Și în timp, peste câțiva ani, rața din imagini va fi albă complet, doar ciocul și picioarele vor rămâne negre, dovedind faptul că este o rață smarald. Rățoii însă rămân negri. Cea mai mare parte a vieții, unora dintre ei le apare câte o pată sau le apar răzleți fulgi de culoare albă, cum este rățoiul din prima boxă, care deja a început să prezinte fulgi de culoare albă, mai puțin acesta. Așadar, nu le-am adus pentru a obține titluri de campion național, ci doar pentru a arăta oamenilor cum evoluează o rață din rasa Smarald.